Bună ziua, stimați pacienți, dragi urmăritori, mă numesc Lia Chișlari, medic reumatolog, doctor în științe medicale, conferențiar universitar. Astăzi vom discuta despre coxartroză. Coxartroza este o maladie degenerativă a articulației coxofemorale, care se manifestă prin ștergerea, distrugerea în timp a cartilajului articular, desigur că cu apariția în timp a deformării articulare și dizabilității. La prima vedere, coxartroza pare o maladie destul de simplă, însă în timp, din păcate, duce la dizabilități considerabile cu un impact socioeconomic enorm. De aceea și-am hotărât astăzi să vorbim despre această problemă. Inițial, coxartroza apare la bărbați, deoarece până la vârsta de 50 de ani totuși prevalează bărbații. Ulterior, după vârsta de 50 de ani, coxartroza mai frecvent se întâlnește totuși la femei. Coxartroza poate fi atât primară, adică legată de vârstă, de îmbătrânirea naturală a cartilajului articular, cât și secundară, adică apare pe fondul altor maladii preexistente, cum ar fi boala Perte sau displazia congenitală, traumatisme articulare sau infecții, diverse infecții articulare, iar uneori pe fondul maladiilor autoimune reumatismale. Primele semne ale coxartrozii sunt durerile care apar în regiunea articulației coxofemorale. Durerile inițial pot apărea doar la un efort fizic semnificativ, ca ulterior să se manifeste și în timpul efortului fizic simplu. Durerea la început este nesemnificativă, de o intensitate joasă, ca ulterior practic să fie permanentă, uneori și pe timpul nopții. Durerea nu se localizează doar în regiunea șoldului, dar uneori poate iradia și în regiunea inghinală sau în partea anterioară a coapsei. Deseori, coxartroza se asociază și cu un trosnet, un cracnent articular, care de asemenea îi creează disconfort pacientului. Cum putem detecta coxartroza? Cel mai simplu examen este examenul radiologic, unde se depistează toate stadiile de afectare a articulației șoldului. Paralel cu radiografia articulară, foarte utilă este și ultrasonografia articulară, care ne permite, de asemenea, vizualizarea și a grosimii cartilajului articular și prezența proceselor inflamatorii periarticulare. Cele mai bune, cele mai utile măsuri de prevenție ale coxartrozei este schimbarea stilului de viață prin exerciții fizice regulate, prin plimbări la aer liber, schimbarea locului de muncă, îndeosebi pentru persoanele care lucrează în domeniul construcției, care duc greutăți mari, pentru persoanele obeze, scăderea obligatorie în greutate, deoarece fiecare 5 kg scăzute în greutate reduc riscul de coxartroză cu 50%, evitarea obligatorie a traumatismelor și a supra-solicitărilor articulare. La primele semne de dureri în regiunea șoldului, vă îndemnăm să consultați un medic reumatolog pentru a primi sfaturi utile în ceea ce ține sănătatea dumneavoastră articulară a șoldului pe viitor.